Dacă merg la psiholog, înseamnă că sunt nebun. Psihologul îmi poate citi gândurile. Psihologul dă sfaturi. Psihologul este mai nebun decât pacienții săi. Astăzi vorbim despre cele mai comune mituri despre psihologi. Dar după ce vă abonați. Mă ajută foarte mult. Mulțumesc! Dacă merg la psiholog, sunt nebun. Psychologist, okay. În primul rând, nebunie nici măcar nu există. Madness. Nebunie era un termen folosit pe la 1800, chiar 1900, chiar și în timpul lui Freud, așadar, care încerca să definească niște manifestări pe care oamenii nu reușeau să le priceapă. Mad? So mad. Haideți să ne amintim că o femeie pe vremea aceea era considerată nebună, adică isterică, mad? Atunci când nu își asculta bărbatul. Madness, mass hysteria, delusion. Perspectiva despre sănătatea mentală a evoluat. Ow! Astăzi vedem lucrurile într-un spectru mult mai larg. What's happening? Hysteria, my friend. Să nu uităm că anumite manifestări sexuale Freud însuși le considera aberații. Freud would say you're compensating. Ever met Freud? No. Pentru că ăsta era trendul, asta era perspectiva vremii. Un alt mit care îmi place foarte mult este psihologul îmi poate citi gândurile. You read minds. You can read minds. Adică psihologul este un fel de vrăjitor. Magos. Wizard? Not Gandalf. Înseamnă că are niște puteri supranaturale, nu-i așa? Gandalf. My name is Magneto. Gandalf. În mod evident, acest mit este fals. Psihologul nu citește gânduri. Psihologul nu are o capacitate precum telepatia. E adevărat că unii oameni, psihologi sau nu, pretind că sunt capabili de așa ceva. Este un mit legat de toți oamenii, că ar fi anumiți oameni care pot să citească gânduri. Read my mind. Oamenii pot citi foarte ușor reacții. What? Fiecare dintre noi poate să citească reacțiile celuilalt și să acționeze în consecință. What country are you from? What? Cu toții facem asta în consecință și psihologul face asta pentru că și el este tot om, nu vreun extraterestru. Astfel de concepții că ar putea face un contact ăsta minte către minte se leagă de un alt mit. Psihologul mă poate face să fac ceva ce nu vreau să fac. What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? Ca atare, este o fantezie de control. Control our mind. E vorba de un individ educat care pare să aibă mai mult control asupra sa și deci și asupra altora. Bewitching people, controlling minds. Care pare să știe mai multe chestii și dacă știe mai multe chestii, păi dacă ești educat, înseamnă că poți să-i manipulezi pe ceilalți, nu? What gentleman? That gentleman. I love the poorly educated. Să fie și să facă așa cum vrei tu. The mind can be controlled. Cum spuneam, este o fantezie de control. Este teama de a nu avea control și în același timp fantezia că ai putea avea dacă ai învăța anumite discipline. The mind controls the body. The body controls our enemy. În paranteză fie spus, din această cauză sau corelat cu acest mit, mulți oameni se îndreaptă spre discipline spirituale. Spiritual currency. Pentru că, de fapt, își doresc mai mult control. Când disciplinele acestea spirituale provin, de fapt, din vechii șamani
care și acum sunt priviți ca vrăjitori, însă întâmplător, vechii șamani erau chiar niște psihologi naturali foarte buni. Psihologul este poziționat pe undeva, pe acolo, dintr-o teamă. You fear. Următorul mit, conectat cu cele precedente, este că psihologul dă sfaturi. Advice. Cu alte cuvinte, știe atât de multe. Advice. Vestea bună este că psihologul nu dă sfaturi. That's it, no advice. Nu e vorba de sfaturi. Nu te duci la psiholog pentru a obține un sfat sau mai multe. Free will. It's like butterfly wings. Te duci la psiholog pentru că ai niște manifestări interne sau externe cu care ai de lucrat. E vorba de acele chestii pe care le-am ratat. What did we miss? S-ar putea să fi ratat ceva important din copilărie. S-ar putea să fi ratat altceva la vârsta adultă. What did I miss? Cele mai frecvente am putea spune că sunt problemele cu părinții. Ceea ce ne-am fi dorit de la ei să ne dea, să primim cadou și necondiționat. Give me some love. Înțelegere, acceptare, iubire. Give me some love. Următorul mit. Ar trebui să îmi pot rezolva singur problemele, trebuie doar să vreau, nu-i așa? Dacă vreau, orice este posibil. Want, not need. I don't need anything. Din păcate, nu prea merge. Dacă am ratat ceva important din viața noastră sau dacă nu am rezolvat o chestie, dacă am trecut peste o etapă, peste o porțiune în care ar fi trebuit, dar din diverse motive, nu am putut rezolva ceea ce aveam de rezolvat cu mama, cu tata, cu iubitul, unchiul, mătușa. With somebody. Acele lucruri rămân acolo. Pe măsură ce trece timpul, ele tind cumva să devină normale. Ceea ce la un moment dat a fost situație de criză, are tendința să devină, am avut și eu o problemă. So, what we miss? Acest trebuie doar să vreau este o reminiscență, este ceva rămas din trecut care spune sau le spunea bunicilor, părinților noștri, you gotta be strong. Trebuie să fii puternic pentru că dacă nu ești tu puternic, nimeni n-o să fie pentru tine. We have to be strong. Ceea ce era adevărat și atunci și cred că e adevărat și astăzi, dar vedeți, asta n-are nicio legătură cu atenția pe care ți-o oferi mergând la un om care te poate ajuta să lucrezi acele chestii interioare. Un mit conectat este că efectiv degeaba mă duc la psiholog, fiindcă psihologul nu a trecut prin ceea ce am trecut eu. Really? Sau prin ceea ce trec eu, așa că nu are cum să mă ajute. Really? Nimic mai fals. Psihologul nu trebuie să treacă prin acele lucruri. Really? Really, really. Problema care apare aici sau motivul pentru care s-ar putea să nu meargă, deși psihologul este competent, este proiecția pe care o facem asupra psihologului că ar trebui să fie într-un fel. Really? Really, really. Este ok să ne alegem psihologul în funcție de problemele pe care le avem de lucrat. Dacă problemele pe care le avem de lucrat sunt cu mama, atunci este recomandabil să mergem la un psiholog de sex feminin. Dacă problemele pe care le avem de lucrat sunt cu tata, atunci e recomandabil să mergem la un psiholog de sex masculin. Really? Really, really, really. E vorba de o identificare. Tindem să ne poziționăm în funcție de cât de bine se mulează acel model pe situația noastră, pe problemele cu care ne confruntăm. Un alt mit, am prieteni. De ce să merg la psiholog când pot să vorbesc cu ei? Ia uzi, parcă n-aș avea prieteni, parcă aș fi singur. I don't really have any friends. Nu mai am cu cine să vorbesc și atunci trebuie să mă duc la unul, să-l plătesc. I don't have any friends. Ca să vorbesc și eu
cu cineva. Really? Nimic mai fals. Cu psihologul nu vorbești, nu discuți la o cafea, la un suc sau la o bere, la o țigară, vorba aia. Cu psihologul lucrezi. Really? Dacă mergi la psiholog, te duci să lucrezi niște tematici din viața ta. Te duci să le descoperi, te duci să te descoperi, te duci să lucrezi acele lucruri care din interior parcă te țin. Really? Și mitul meu favorit și ultimul este că psihologul e mai nebun decât pacienții săi. Really? Am auzit asta de foarte multe ori. Am fost și întrebat, auzi, dar nu cumva tu, pentru că ești psiholog, ești și mai, așa, mai țăcănit decât pacienții tăi? Patient. Patient. În primul rând, nu există pacienți, ci clienți. Patient! E mai bine să existe un schimb decât să existe presupoziția de boală. Patient! No, you can't do this to me! Și în al doilea rând, nu există nebunie. Este un concept foarte vechi, care nu se mai folosește. No more madness. Se folosește doar popular atunci când vrem să spunem despre cineva că se comportă strange. Ciudat. Inexplicabil. Oh, it's strange. It's strange. Aiurea. Prea. Cumva. No. No, no, no. Prea mult. Prea, 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 prea. Ah. Și aici e posibil să încurcăm faptul că psihologul este dezvoltat personal, prin definiție. Elementary, my dear Watson. Purely elementary. Și este deschis și poate mai expresiv. Powers, 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 yes! S-ar putea ca psihologul într-adevăr să spună niște lucruri care nu sunt în mod obișnuit spuse. Strange. Însă asta nu ține de cum era cuvântul ăla, care nu există. You. Madness. Nebunie, ci ține de expresivitate, de cunoaștere de sine, de a fi sincer cu sine, a fi autentic, a fi sănătos pe interior. Iti. Acestea au fost miturile despre psihologi. Dacă aveți la rândul vostru alte mituri sau alte credințe, puteți să-mi lăsați un comentariu și vă răspund. Really? Dacă vă place, vă rog, abonați-vă, fiindcă mă ajută foarte mult. Really, really? Psihologic vorbind. Come, Watson! The day I die.